În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice Părinte Protopop, preacuvioși și preacucernici Părinți, preacuvioase Maici, distinse autorități, iubiți frați și surori, rostește cu încredințare prorocul David în Psalmul 33, lucrul următor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit pe ei. Este un cuvânt foarte încurajator, este un cuvânt sintetizator și mai ales este un cuvânt care se suprapune bine peste Duminica de astăzi, așa numită a tuturor Sfinților, ca rod al pogorârii Duhului Sfânt, ca rod al lucrării Bisericii. Așadar, drepții strigă, Sfinții strigă și Domnul îi ascultă pe ei. Meditația de astăzi o să o facem tocmai în jurul acestui verset și încercând de aici să înțelegem mai bine cine sunt Sfinții. Față de Hristos mai întâi și apoi față de noi. Și în cele din urmă să tragem și o lecție practică, să identificăm o lecție practică pentru viața noastră cotidiană, în așa fel încât Sfinții să fie mai aproape de noi, sau mai bine zis, noi să fim mai aproape de ei. Și acum, cine sunt Sfinții față în față cu Domnul? Sau cu referire la Domnul Hristos? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, Domnul le zice ucenicilor, și extindem acest cuvânt către toți oamenii cei apropiați, oamenii aleși, apropiați de El. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți voia mea. Cine sunt Sfinții față de Domnul Hristos? Cei care fac voia Lui. Și de ce cineva ar face voia Lui Hristos? Pentru că îl iubesc pe Hristos. Și fac aici o paranteză în viața de zi cu zi. Când iubești pe cineva, încerci să faci ceea ce îi tihnește, ceea ce îi place, pentru ca să-i arăți dragostea și pentru ca să poți să stabilești legături strânse, intense cu El. În același plan omenesc, gândiți-vă dumneavoastră, în general, care sunt prietenii noștri? Sau ce face prietenia între noi? Și zicem, preocupările comune, mai ales. E acest principiu, chiar dacă la o altă scară mult mai înaltă, asociat relației dintre Sfinți și Domnul Hristos, sună cam așa. Sfinții fac voia lui Hristos pentru că îl iubesc și pentru că voiesc să aibă un dialog permanent cu El. Pe subiectele, cu ghilimelele de rigoare, pe subiectele care îi plac Domnului. Și ce subiecte îi plac Domnului? E tocmai vorba aici de Evanghelie și de Cuvântul Său, prin care drepții, Sfinții, au înțeles că ea este Evanghelia cu tot ceea ce cuprinde, ceea ce îi place Domnului. Și atunci au manifestat această dragoste căutând să împlinească voia Lui prezentă, zic încă o dată, în Evanghelie, în Sfânta Scriptură. Așadar, cine sunt Sfinții față de Domnul Hristos? Sunt cei care îl iubesc pe Domnul mai presus decât orice, iubindu-L, îi împlinesc voia și în felul acesta stabilesc un dialog permanent cu Domnul. Și zic, nu există nimic mai frumos în această lume decât ca cineva să aibă un dialog permanent cu Domnul, să fie în legătură neîncetată cu Domnul. Acum, cine sunt Sfinții față de noi, oamenii? Dacă ei sunt prietenii lui Hristos împlinindu-i voia, ei sunt și prietenii noștri, pentru că sunt dintre noi.
sunt din sângele nostru, sunt pământeni ca și noi, cu suferințe ca și noi, cu ispite ca și noi, cu tristeți ca și noi, cu bucurii pe măsură ca și noi, trăind o viață asemenea nouă, doar zic lucrul acesta, căutând să-L iubească mai înainte de orice pe Domnul și apoi de-abia pe ceilalți și pe celălalt. Așadar, Sfinții, în ceea ce ne privește pe noi, sunt și prietenii noștri. Și că sunt prietenii noștri, se vede mai ales din ierarhia dragostei pe care o arată. Ei îl iubesc pe Domnul mai întâi și apoi iubesc pe oameni. Și prin aceasta se vede că ne iubesc pe noi foarte mult. De ce? Pentru că ei înțeleg în primul rând că omul nu poate să-l iubească pe om din ceea ce are și din ceea ce este el, ci poate să-l iubească pe om numai din ceea ce împrumută de la Domnul. Noi nu putem să ne iubim unii pe alții numai din dragostea noastră, ci împrumutând din dragostea Domnului. De aceea, în fragmentul Evangheliei pe care tocmai l-am ascultat, ni se spune așa că cine iubește pe fiu, pe fiică, pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Nu în sensul că nu este firesc să ne iubim părinții pe copii, copiii pe părinți sau unii între alții, ci doar atâta, că să nu uităm că nici părinții pe copii, nici copiii pe părinți nu pot să iubească sănătos dacă mai întâi nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu împrumută de la El dragostea lui Dumnezeu. Așadar, Sfinții sunt prietenii noștri pentru că îl iubesc mai întâi pe Dumnezeu, împrumută de la El dragostea Lui și apoi ne arată nouă dragoste. Și cum ne arată dragoste? În două forme mai ales. În primul rând, că ne indică calea. Că dacă ei au parcurs-o, ei ne arată cum. Noi ne uităm la Sfinți ca unii care deja au parcurs drumul pe care noi suntem chemați să-l parcurgem. Și ca în viață, ca în orice experiență din viață, suntem suficient de înțelepți, sau ne dorim să fim suficient de înțelepți, să nu experimentăm noi de unii singuri drumuri periculoase, ci să ne uităm la cei care deja au făcut drumul și ne arată cum, prin viața lor. Și atât de frumos să înțelegem că Sfinții sunt din categorii diferite. Unii apostoli, alții proroci, alții învățători, alții medici, tămăduitori, alții agricultori, alții bucătari, alții cuvioși, alții. Și în felul acesta, fiecare ne putem găsi prieteni de nădejde în funcție de ceea ce suntem noi și să învățăm de la ei cum să trăim. Că dacă ar fi toți apostoli, noi nu putem fi apostoli să învățăm de la ei neapărat cum au propovăduit ei. Dar fiecare categorie poate să-și găsească un îndrumător, un prieten, zic în sensul acesta, și să vadă cum el a trăit și să-i calce pe urme. Mai adaug ceva. Sfinții nu sunt tot timpul convenabili pentru noi. Pentru că ne arată drumul uneori arătându-ne că mergem strâmb. Și chiar îndreptându-ne cu areșcare dojană. Pentru că nouă, în general, când cineva ne indică faptul că nu stăm bine, nu ne place, nu ne cade bine, ne rănim, ne întristăm. Dar zic, Sfinții chiar au cuvânt aspru uneori. Și dacă ne gândim de pildă la proroci, dacă ne gândim de pildă chiar la apostol sau la Sfântul Apostol Pavel, nu în cele epistolele sale, scrisorile sale, nu este tot timpul favorabil, convenabil, uneori este dur, este aspru. Pentru că zic, atunci când ești prieten cu cineva, nu-i spui doar ceea ce îi place să audă. Asta nu înseamnă că ții la el, dimpotrivă. Ești un lingușitor și un învățarnic. Când ții la cineva, îi spui ceea ce este bine, dar ai îndrăzneală bună și îi spui și ceea ce este rău, ca să-și îndrepte pașii. Ei, Sfinții ne și îndreaptă, zic în sensul acesta, uneori, cu cuvânt aspru, cu cuvânt de dojană, dar în cele din urmă, au curajul acesta pentru că ne iubesc foarte mult. Și după ce ne ceartă, se ceartă ei înșiși cu Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și în ce sens? Zic în sensul de mijlocire, argumentând cu cuvântul cu care am început și meditația de astăzi. Drepții strigă și Domnul îi aude, îi ascultă. Ne ceartă pe noi ca să ne îndreptăm, dar până la urmă se ceartă cu Dumnezeu pentru sufletele noastre, ca să nu pierim. Adică fac un exercițiu de solidaritate cu noi. Doamne, nu mă duc în împărăția Ta fără de frații mei de pe pământ. Și dacă ne aducem aminte
de câteva exemple, ar fi suficient să avem argumente pentru această afirmație. Și anume, de pildă, Avram vine Sfânta Treime sub chipul celor trei îngeri în vizită și vorbește despre cetatea lui Lot, cetatea sau cetățile Sodoma și Gomora. Și Avram negociază cu Dumnezeu pentru cei de acolo, punând la mijloc petreții care ar putea să existe. El însuși, până la urmă, se pune garant pentru ceilalți. Doamne, dacă ori fi atâția și atâția și atâția drepți până la 10, zicea, n-ai să pierzi cetatea. Mijlocește pentru noi. El arată că oamenii nu trăiesc bine, dar în același timp se pune garant, chezaș înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, nu-i pedepsi. Sau dacă îi pedepsești, pedepsește-mă și pe mine deodată cu ei. Sau Moise, prorocul Moise, a fost foarte dur la adresa poporului. Și a judecat pentru că, deși primiseră atât de multe daruri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu era atât de prezent în viața lor, ei mereu călcau aiurea. Mereu se închinau la Dumnezeu străin, și mai creau din minte și dădeau trup unui Dumnezeu imaginar, mincinos. Și Moise îi critică, aspru. Dar când stă înaintea lui Dumnezeu, îi zice, Doamne, dacă nu-mi mântuiești și pe frații mei, să mă ștești din cartea celor vii. Adică nu vreau nici eu să intru în împărăția ta, nu vreau să fiu în împărăția ta dacă nu vin cu frații mei deodată. Vedeți, asta înseamnă dragoste. Să-i critici pe cei de lângă tine, dar în același timp să te pui garant înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Atât de mult îi iubești cât îți pasă de ei. Ei ajuns să se îndrepte, zic, folosind câteodată dojana, dar în același timp te pui tu înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, fără de ei eu nu vin. Eu nu vreau să intru în împărăția ta fără de ei. Sau în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel, deși ziceam că în epistolele sale trimise diverselor comunități, cuvintele sale nu sunt tot timpul doar pline de laude la adresa vieții lor, ci dimpotrivă uneori sunt foarte aspre. Dar în același timp îi zice Domnului, Doamne, eu vreau să fiu anatema pentru frații mei, adică să-mi pierd mântuirea pentru frații mei. Ori eu împreună cu ei, ori nici eu. Asta înseamnă sfințenia și asta înseamnă mijlocirea. Și să fim încredințați că sunt unii care acum îi contestă pe sfinți și cultul sfinților. Sfinții ei sunt cei care se pun garanți înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca unii care sunt prieteni cu Hristos, dar sunt prieteni și cu noi. E atât de frumos să ai prieteni în lumea aceasta, dar zic, e atât de frumos să ai prieteni în împărăția lui Dumnezeu. Și acum vin la lecția practică pentru noi. E foarte important să ne facem prieteni pe sfinți. Ei sunt prietenii Domnului pentru că l-au iubit mai întâi decât oricine și decât orice pe El și i-au primit voia. Noi putem fi prietenii lui Hristos făcând același lucru, dar putem fi prietenii și sfinților pentru că ne uităm la ei cum ei au făcut înaintea noastră ceea ce noi suntem chemați să facem. Adică avem exemple vii și ei stau împreună cu noi și zic, biserica noastră ortodoxă este plină de lumină și plină de bucurie. Pentru că o comunitate, o credință unde nu sunt sfinți, e foarte multă singurătate și foarte multă tristețe. Sfinți înseamnă că atunci când noi cădem, ei ne iau de mână. Atunci când suntem plini de sine, ei ne ceartă ca unii care ne iubesc. Atunci când suferim, sunt acolo lângă noi ca să ne ofere ceea ce avem nevoie. Nu suntem singuri. Sfinți înseamnă că nu suntem singuri în biserică. Nu suntem singuri în viața noastră cotidiană. Și de aceea zic, biserica noastră ortodoxă nu trăiește singurătatea, tocmai pentru că sfinții sunt mulți, nenumărați și cei mai mulți necunoscuți. Și acum, zic și mai practic, să nu credem că sfinții ar fi cumva prin viețuirea lor foarte departe de noi, străin cumva de noi. Sfinții sunt și printre noi, și în zilele noastre. Și zic, mai ales, sfințenia se vede în omul rugăciunii. În omul rugăciunii. Pentru că am zis și la început, și apoi am argumentat și pe parcurs, că sfinții sunt mai ales cei care mijlocesc pentru noi. Adică stăpânesc ceea ce am numit arta rugăciunii. Mijlocesc pentru noi. Și atunci, ca și în orice altă zonă, când vrem să învățăm ceva, ne apropiem de cei care știu, să vedem cum. La fel în sensul acesta, dacă vrem să dobândim sfințenia, să-i căutăm mai înainte de orice pe cei care știu să se roage. Pentru că de acolo începe sfințenia
Și pentru că acolo se vede mai ales Sfințenia. Să-i căutăm pe cei care știu să se roage. Să fim atenți, pentru că de regulă oamenii aceștia nu se văd. Ei sunt foarte discreți, foarte ascunși. Dar în același timp cât te apropii de ei, îi simți. Și vă mărturisesc și aici aș vrea și să fie o lecție practică pe care să o rețineți, că poate nu veți reține din multele lucruri pe care le-am afirmat, dar lucrul acesta îl veți duce cu dumneavoastră. Cândva când treceam printr-un moment mai greu, am întrebat și eu ce e de făcut. Și un părinte drag sufletului mi-a zis așa, Părinte Benedict, caută-i pe oamenii rugători cum ești din jurul tău și cere-le rugăciunea. Și am făcut așa. Am cunoscut o bunicuță, am cunoscut un bunic, am cunoscut un copilaș și mai știu eu pe cine n-am mai cunoscut, un preot bun, și am zis, am nevoie de rugăciune. Și am simțit atât de mult mijlocirea pe care ei, oamenii de lângă noi, oamenii de lângă mine mi-au dat-o în vremea respectivă, încât mi s-a confirmat odată pentru totdeauna că sunt oamenii lui Dumnezeu în jurul nostru și că prin rugăciune ei stau înaintea lui Dumnezeu cu bună îndrăznire. Și că Dumnezeu se milostivește prin mijlocirea lor. Și zic mai ales atunci când noi nu suntem în stare să ne rugăm, pentru că există momente în viață când ne rugăm foarte puțin sau și dacă am vrea să ne rugăm, nu putem să ne rugăm. Și atunci avem nevoie, mai ales atunci, avem nevoie oricând, dar zic mai ales atunci de cineva care să se roage pentru noi, dar zic mai ales împreună cu noi. Și fac și o paranteză. E important când ducem un pomenic la biserică să se roage preotul pentru noi, ne pomenește la proscomidie. E important când se roagă ceilalți pentru noi, dar este mai important ca să ne rugăm noi împreună cu biserica atunci când se roagă și împreună cu cei care se roagă pentru noi. Să nu fie cumva delegăm pe ceilalți să se roage pentru noi, ca și când lucrurile să se întâmple într-un mod miraculos, magic, să rezolve problemele, iar noi să participăm mai puțin la ceea ce ar însemna rezolvarea acestor. Așadar, cerem rugăciunea pentru noi, oamenilor rugători în jurul nostru, ca să se roage pentru noi, dar și împreună cu noi, sau mai ales împreună cu noi. De aici începe Sfințenia. Și zic încă o dată, căutați și să-i căutăm pe oamenii lui Dumnezeu, oamenii rugători, oamenii cu minți, și de ar fi cei mai mulți în jurul nostru, oameni care să nu fie interesați de biserică și de cele ale Evangheliei. Dacă sunt 2-3 în jurul nostru, este suficient ca să știm drumul, suficient ca să ne putem însfinți viața, suficient ca să devenim și noi prieteni ai Domnului Hristos călcând pe acest drum al Sfințeniei. Socotesc că aceasta poate fi o lecție a duminicii de astăzi, pentru noi o lecție practică, în care ne bucurăm de comuniunea tuturor Sfinților. Și rețineți și lucrul acesta. În Biserica Ortodoxă nu suntem singuri niciodată, pentru că este Biserica Sfinților. Și când este Biserica Sfinților, noi suntem mereu și mereu împreună unii cu ceilalți. Este sentimentul, este trăirea, este atmosfera pe care o resimțim aici, la mănăstire, la Strâmba, când venim să prăznuim hramul acesteia, bucurându-ne, zic, de această prezență a tuturor Sfinților, ca prieteni ai Domnului Hristos, ca prieteni ai noștri. Amin.